La invitația Episcopiei Ortodoxe Române de Gyula, eparhia românilor ortodoxi din Ungaria, păstorită de episcopul Siluan Mănuilă, subordonat Patriarhiei Române, ansamblul profesionist Drăgan Muntean al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara a fost invitat să susțină un spectacol pentru românii din țara vecină. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, i-a invitat și pe consilierii județeni să însoțească pe artiști. Pe 8 octombrie avem invitația să participăm la Gyula, care puteți participa. Punem la dispoziție un autocar în care episcopul nostru ortodox de la Gyula invită ansamblu Drăgan Munteanu acolo să țină un spectacol pentru românii de la Gyula. Care dintre dumneavoastră puteți merge? Cu plăcere, este o plăcere. Adică facem și noi un act de prezență, un act în care într-adevăr ne respectăm conaționalii noștri din Ungaria și cred că nu este nimic puțin ca să putem face și noi asta și nici chiar scump. Deci să o rețineți, care vrea, cu drag, eu dacă cumva sunt liber pe data aia, țin neapărat să vin și eu.